Păi haideți să tăcem. Hai să mai tăcem. Nu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, Doamne, cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru cei care ascultă întâlnirea asta sau o vizionează, o vizualizare, mă bucur că nu încăpem în sala aceasta. Data viitoare o să facem într-o sală mai mare, dar după criteriul Mântuitorului am obținut numărul corect. Unde sunt 2 sau 3 în numele meu, acolo sunt și eu. Așa că de la 2 sau 3 în plus, 2000, 3000, deja nici nu mai facem prea mult, nu ne mai lăudăm cu numărul ăsta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. O lucrare despre, se propune o lucrare despre post, o lucrare pe care am văzut-o, știu de ea, dar nu m-am învrednicit să o răsfoiesc din pricini care țin de rânduiala chiar a postului, fiindcă am aflat chiar la începutul postului mare că fratele nostru Cristian Filip a scris o carte despre post. Acum, foarte simplu, ți-ai pune întrebarea de ce să scrie cineva o carte despre post când s-au mai scris atâtea cărți, când sunt, literatura e foarte bogată, foarte variată și mai cu seamă autorii sunt oameni din sinaxare, oameni cu viață sfântă, oameni care s-au nevoit, oameni care înțeleg postul. Ei bine, atunci când iubești, nu contează că s-au mai scris cărți de dragoste, nu-i așa? Deci toate cărțile de dragoste care s-au scris, toate poeziile, toată literatura, toată cerneala care s-a scurs pentru a și exprima cineva sau mai mult sentimentele, nu au făcut decât ca cei care iubesc să fie și mai încurajați să facă lucrul acesta. Prin urmare, oricât s-ar scrie despre dragoste, niciodată nu ar fi destul. Sau cine dintre noi ar putea să spună, gata, nu mai vreau atâta fericire. Au fost într-adevăr niște sfinți când le-a dat Dumnezeu harul și a zis oprește-te că mor, dar nu e cazul, sau cel puțin nu la noi. Atunci spunem cine s-ar putea să spună nu mai vreau să bucurie, nu mai vreau fericire sau nu mai vreau să fiu iubit atât de mult. Nu, nici cum, e nefiresc să spui lucrul acesta. De aceea eu am socotit cartea aceasta, dincolo de ceea ce pare un drăzneală, o materializare sau o întrupare a iubirii față de aproapele, o întrupare a poruncii lui Dumnezeu de a-ți iubi aproapele și de a-L iubi pe Dumnezeu. Eu cred că asta a făcut Cristian în cuvinte foarte simple, că nu mă pricep să fac recenzii, dar așa simt și așa înțeleg, nu știu la ce s-a gândit, eu așa cred că s-a gândit la lucrul acesta sau mai mult a simțit lucrul acesta mai mult decât a gândit, în sensul că exprimă dragostea pe care fiecare dintre noi ar trebui să o avem pentru ceilalți. E o carte care se adresează celorlalți. În definitiv, e vorba de a da din prea plinul inimii tale celorlalți. Și mă gândesc și celor care nu sunt în biserică. Fiindcă noi nu ne adresăm, sau cel puțin așa înțeleg și eu lucrarea aceasta, că nu mă adresez celor din biserică, pentru că ei de bine, de rău, mai mult sau mai puțin, se spovedesc, se împărtășesc, au duhovnic, știu lucrurile acestea.
Ce facem însă cu 95%, să zicem, din popor, care nu știe ce este post, nu știe ce este spovedania, nu știe ce este împărtășania, viața duhovnicească, în afară de un reflex social, un tic, aprind o lumânare și mă simt bine emoțional sau psihologic, mare lucru despre ceea ce se întâmplă dincolo de catapeteasmă, nu știm, cei mai mulți dintre noi. Și atunci cred că cartea aceasta se adresează și celor din afara bisericii, din afara zidurilor bisericii, să spunem așa, dar și din afara bisericii ca trup tainic al lui Hristos. Și asta este o ardere de tot. Asta este o jertfă, o candelă, o lumânare care arde. Nu trebuie să mă spovedesc că nu-L laud în față, dar mă gândesc că asta poate să fie, nu-mi închipui altceva și nu poate să fie decât binevenit orice înseamnă, orice jertfă pe care o faci pentru celălalt, un pahar cu apă. Dacă i-ai dat, se va socoti. Ei bine, cartea, după bibliografie și după felul cum a fost alcătuită, am văzut câteva minute, mă rog, mai puțin de cât ar fi trebuit să o citesc, dar am văzut la bibliografie și am citit un capitol din ea și îmi dau seama că s-a lucrat foarte mult. E o steneală mare, nu e treabă simplă, numai să citezi sau să ai cărțile din care ai citat este deja un lucru destul de ostenitor. Așadar, această carte exprimă sau materializează sau întrupează iubirea unui creștin pentru frații lui, din biserică sau din afara bisericii. Și asta nu poate să fie decât foarte mângâietor pentru oricine, cu atât mai mult pentru mine. Altminteri, eu am fost invitat să fac o rugăciune, că asta este cumva de bun augur, că o lucrare duhovnicească să înceapă cu rugăciune. Și atunci eu am să mă opresc aici, sper să înțelege și sper să înțeleagă și fratele Cristian Filip că nu m-am consultat cu nimeni, m-am rugat la Dumnezeu să pot să spun ceva despre o carte pe care n-am citit-o. E mai mult decât o carte, așa am înțeles și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mai sunt inimi care tresaltă în neamul nostru, pentru aproapele, pentru popor, pentru chiar cei care sunt în așteptare, cei care cugetă și așa cum se vorbește și în creștinism și în tropare, mai ales în Săptămâna Mare, pare o momeală în sensul acesta bun duhovnicesc pentru suflete, o momeală pentru trupuri, astfel încât când ai simțit că te-a luat undița și te-a luat din mediul tău, din băltoaca ta, te trezești în tinda bisericii. Cam așa am văzut ce a făcut fratele Cristian. Sigur că e mult mai mult decât atât, dar eu atât m-am priceput. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta și pe frățiile voastre, iar mie să nu-mi fie amălăudat decât, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Așa. Frate Cristian, doamna doctor, iertați-mă. Ce să mai zic de doamna doctor, că mă sfiesc și mă smeresc. Da. Și mi-e crezi foarte mult ce să fac. Bine. Atunci, dumneavoastră, sunteți... Vreau să vă spun că așa modestă cum nu mă știam chiar, credeam că am pus o cărămidă importantă la post, cu postul de voie și de nevoie, cartea pe care am scris-o și care atinge toate cele trei posturi. Despre care nu știu să fi vorbit cineva până când am scris eu chestia, cum să fi vorbit cineva așa. Și am zis eu că lucrurile cu postul sunt destul de bine aranjate. Vine domnul Filip și mi-aduce o carte foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Sigur, și foarte frumos nu intră în detalii alimentare, nu intră în detalii nutritive, dar are o abordare extraordinar de frumoasă, are o bibliografie foarte interesantă,
aduce atât de multe personalități care venerează postul și pe care parte din ele le știu, dar nu știam că sunt și postitori. Deci nu vorbesc de Ion și Maria, și vorbesc de persoane din lumea științifică. Dar nu știam că sunt și postitori. Ia uite, cine caută, găsește. Încât am considerat chiar că nu sunt vrednică să-i scriu cuvântul, pentru că chiar a scris o carte foarte frumoasă, dar nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat că a văzut că vreau. O carte foarte frumoasă a scris și m-aș bucura să o citiți. M-aș bucura din suflet să o citiți, pentru că este o carte scrisă destul de frumos, de cursiv. O carte care mișcă sufletul. O carte care mișcă duhul. În sensul cel mai profund. Am cu duhul și cu sufletul, Părintele, m-am băgat unde nu trebuie. Cred. Despre post se poate vorbi mult. Mult, nu așa? Da. Mai bine ce să facem? Să vorbim sau să tăcem? Ce zici? Bine. Atunci să vorbim până când îmi spui ce să fac. Te mai gândești. Bine? Să știi că aștept. Fără postire nu există sănătate. Fără postire nu cred că ne putem lega de, nici măcar de aproapele. Nu zic mai departe. Postirea te educă. Este primul educator. Este primul educator la purtător. Este primul lucru pe care trebuie să-l învețe copilul când vine în lumea asta. Postirea. Ceea ce s-a întâmplat acum la turci ne arată cât de mult putem posti, de la ce vârstă putem posti și cine poate posti. Deci a putut posti un nou-născut, 2 săptămâni. A putut posti un cal, 2-3 săptămâni. A putut posti un cățel. Acum ultimul, mi se pare că a fost un câine. Și cine, astea au fost niște cazuri extraordinare, dar cine știe ce a mai fost acolo? Pe care nu cred că toate cazurile chiar au fost filmate și date pe post. Dom'le, ți-arată Dumnezeu cât de minunat e, câtă putere a lăsat în ființa pe care, în ființa noastră, în ființa pe care nu o băgăm în seamă până la urmă. Dacă ți-e foame un pic, alergi la mâncare. Aoleu, mi-e foame. Venim la pachet cu postirea. În facultate și cât am predat la facultate, le-am vorbit permanent. Acum le vorbesc mai rar, că mă duc la ore cu plata și mă duc la ore cu plata când nu mai ai timpul. E altă lecție, altă de vorbit. Dar mai scap lucrurile astea. Deci noi venim la pachet cu postirea în ce sens? Copilul la naștere nu trebuie să primească mâncare. Acum, și de o bucată bună, copilul este pus imediat la sân. Și toată lumea e foarte fericită. Vai, ce fericită! Ia uite, știe să sugă. Păi ce? Nu știe să și respire?
L-a învățat cineva să respire? L-a învățat cineva să înghită? Vine cu el la pachet. Credem noi că îl învățăm să vorbească, dar dacă îl lași în lumea ta, el vorbește fără să mai stai tu să-i spui A și B. Nenorocirea e când rămâne izolat de lume și atunci nu mai învață, dacă după o anumită vârstă nu mai învață niciodată să vorbească. Ei, deci în facultate vă spun că nu le dădeam să mănânce cel puțin 24 de ore la copii. Le-am mergeau și până 48 de ore. Și ce le dădeam în perioada asta? Serpilcozat, 10%. Și nu mult, foarte puțin. Și ce se întâmpla? Nu se întâmpla nimic rău. Nici nu scădeau în greutate așa de mult, că trebuie să scadă 10, 15, 20%. Nu scădeau așa de mult. De asemenea, nu-i spălam pe copii. Eu am lucrat într-o secție exterioară a spitalului Suceava, deci aveam casă de naștere acolo. Aveam 200 de naștere pe an, pe puțin. Nu-i spălam, pentru că copilul la naștere vine cu o grăsimuță pe piele, care se numește lanugo, și care îl ajută, îl izolează de temperatura de afară și de cald și de rece. Grăsimuță care se rezoarbe în câteva, 2-3 zile și care îi oferă copilului o anumită stabilitate și la nivel de aliment, dar și la nivel emoțional. Deci copilul nu se spală imediat după naștere. Acum lucrurile nu mai sunt așa. Cum îl iau imediat, îl pun sub jetul de la chiuvetă. Nici măcar cu apa de la chiuvetă nu trebuie să spălau. E o apă dură. Cât ar fi ea de așa, apă cu clor. Deci și aici sunt alte lucruri de discutat. Deci copilul nu se spală. Țineți minte și spuneți acolo unde mai aveți copii în familie. Nu se spală. Rămâne așa, cu sângele care e, cu sângele, împachetează și nu se întâmplă nimic cu el. Rău. Și la fel nu-i dai să mănânce. Am găsit cartea, am găsit lucrul ăsta și m-am bucurat foarte mult într-o carte scrisă pe la 1000, adică am regăsit această afirmație într-o carte scrisă pe la 1800, într-o bibliotecă a comunei Maia de pe lângă București. Catargiu a fost acolo. Nu știu ce a fost acolo. Era din Catargiu, era din Maia. Și acolo se țin în fiecare an, toamna, niște sesiuni de istorie excepționale. Adună toți istoricii din țară. Deja s-a încetățenit acolo și sunt niște lucruri foarte frumoase la care particip, că soțul meu fiind istoric militar merge și îmi place să-i ascult cât de frumos vorbesc. Și în biblioteca lor am găsit o carte scrisă de un francez, din păcate nu-i mai știu numele și din păcate nici n-am mai găsit-o acum când am fost. N-am luat-o prima dată, am împrumutat cartea și am zis că trebuie să o duc înapoi, că e frumos să o duc înapoi. Mai bine o luam, o furam. Pentru că acum, când m-am dus, n-am mai găsit-o, a furat-o altul. Și poate că dacă ajungea la mine, mai găseam mai multe lucruri pe care reușeam să le fructific în sens bun. Nu știu, poate că și cel care a găsit-o, poate că tot un medic a fost sau un om interesat de sănătate, nu știu. Deci n-am găsit-o, am căutat-o cu bibliotecarul, de nu s-a mai putut și n-am găsit-o. Nici nu știa că îi lipsește. Ei, omul ăsta la 1700 și până în 1800 scria că nou-născutul trebuie să fie pus la postit primele 2-3 zile. Minim 48 de ore trebuie să îl bagi de seamă. Sunt copii uneori foarte, foarte mici. Sunt copii dolofani. Medicul trebuie să știe, să aibă exercițiu, să știe ce faci cu cel dolofan,
nu? Dacă are 3 kg jumate, e dolofănel, dar dacă are 2 kg, 2 kg jumate, vezi cum te descurci cu el, vezi cât scade la naștere, dar medicii, în general, medicii pediatri trebuie să cunoască lucrurile astea. Nenorocirea este și a mamelor, că vor imediat să dea, să le dea copilul la sân, ca să nu facă angorjare, să nu se umfle sânii, să nu... Ori lucrul ăsta nu e foarte bun. Ea n-are decât să se mângă un pic, dacă asta e nevoie, dar nici asta nu e nevoie, dacă ea bea apă câtă trebuie și stă în liniște și în rugăciune. Pentru că primul lapte este colostru, nu e oricare lapte. Și ăla trebuie subt de copil. Ăla trebuie să ajungă în burtica copilului. Dar el ajunge, sigur, dacă există o foarte bună colaborare între medic și mama. Să o liniștească. Să nu-i fie teamă că îi se întâmplă ceva. Iar copilul să fie hidratat doar. Dincolo de chestiunea asta, vorbeam și cu domnul Cristian mai devreme despre virtuțile postului în vindecare. Sunt mari și eu nu cred că există, adică cred că și dacă se vor mai scrie încă suficient de multe cărți, fiecare își va aduce contribuția lui în acest sens, în acest domeniu. Fiecare are o anumită experiență. Există vindecare prin post, fără doar și poate. Deci există vindecare prin post. Dar există vindecare prin post completată cu rugăciune și cu schimbarea minții. Altfel mi-e și greu să mă gândesc că poți să ai disponibilitate și forță ca să ții post fără să schimbarea minții. Nu cred că se pot rupe una de alta. Un om care intră în post, care nu ține post, are o minte, începe să-și dorească postul, are o altă minte, iar în post, sigur, schimb mintea. N-ai cum să mergi înainte altfel. Bași de seamă că sunt alte lucruri în tine. Bași de seamă că e o altă gândire. Uitați-vă la călugări, la preoți. Au o altă față, nu vi se pare? Au o altă privire, nu vi se pare? Au un alt discurs, dar hai dincolo de discurs, că să zicem că e unul specific. Au o anumită căldură în vorbă. Și nu toți, totdeauna. Dar bagi de seamă, mai ales la cei pe care îi cunoști foarte bine și știi cam ce fac. Și bagi de seamă că lucrurile sunt absolut legate de post și de postire. Și de post și de postire. Dincolo de rugăciune. Păi cred că rugăciunea, nici nu știu dacă merge foarte bine cu burta plină. Și cred că știți și dumneavoastră cam cât de bine merge rugăciunea cu burta plină. Nu prea merge. Și cu burta plină de orice ar fi, și de ursică și de purcică. Adică nu prea merge bine. Deci, ideea este că postul face parte din viața noastră, că postul este esențial vieții noastre, că domnul Cristian vine și sigur completează un segment neatins, pentru că scrie o carte foarte bună, cu o bibliografie foarte bună și cu niște precizări pe care personal nu le-am făcut, așa că îl felicit. Și mă bucur că s-a apucat de așa o treabă. Când mi-a spus că a scris o carte despre post, m-am minunat, zic. Ia uite ce l-a apucat, a vrut să scriu o carte despre post, că eu știam că se ocupă specialist. De... Așa.
Știam că se ocupă de copii, dar nu chiar de și de mâncare, nu știam de ce se așa. Ei, când, așa, când a fost vorba de ceva, nu știu ce, și a zis, dar ce n-a sughițat, că tot am vorbit de post, că m-am uitat în zic, s-a apucat acum să-mi citească cartea, nu știu ce l-o fi apucat pe domnul Filip de s-a apucat să citească acum despre post. Când acolo domnul Filip ne aduce, adică m-a surprins cu o lucrare foarte bună. Îl felicit și îl las la dispoziție. Întrebați-l, nu-l lăsați. Da. Întâi de toate, mulțumesc invitațiilor mei, părintele Cezar și doamna doctor, că au avut gentilețea să răspundă prezent la invitația mea. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit astăzi aici. Și l-aș completa pe părintele Cezar să-i spun că totuși în Constanța am cel mai numeros auditoriu, pentru că totuși am fost dimineață la Antena 3, cred că, și am dat un interviu acolo chiar despre această carte. În legătură cu cartea pe care vă prezint astăzi, Postul Terapia Desăvârșită, pot spune că ea este rodul multor ore de muncă, este adevărat, e bibliografie substanțială în această carte, dar ea a venit ca rod al preocupărilor mele pentru a veni în sprijinul oamenilor, a venit ca rod al, cum să spun eu, dorinței mele de cunoaștere pe de-o parte, pentru că asta am avut-o dintotdeauna, dar și din dorința de a veni în sprijinul oamenilor care poate nu au timp să caute sau poate nu știu unde să caute și totuși sunt convins că au mare nevoie. Unii poate de aici din sală știu că în urmă cu mai mulți ani am făcut un restaurant de hrană sănătoasă în București. Și asta a fost tot ca urmare a preocupării mele pentru mai binele oamenilor. Apoi a venit poate firesc, pentru că mă apucasem să studiez în ceea ce privește nutriția și sănătatea, a venit firesc faptul de a merge la un master în științele nutriției la Babeș-Bolyai la Cluj. Și acolo cumva am mai adunat ceva cunoștințe, dar și știința de a face lucrări, să le spunem chiar și științifice. Și după acolo, în cadrul facultății, am făcut ceva lucrări legate de nutriție și m-am gândit în final să-mi cununesc o lucrare despre post. De ce? Am mers pe observația că, într-adevăr, dintre toate variantele de, să-i spunem, terapie sau știu eu, în genul acesta, postul este cea mai potrivită omului. De ce? Pentru că postul a fost lăsat de Dumnezeu. Este cea mai veche practică, prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam a fost aceea de a posti, să nu mănânci din pomul cunoașterii sau pomul binelui și al răului. Aceasta a fost prima poruncă pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. Și de ce postul terapia desăvârșită? Păi, în momentul în care omul ține post și tinde spre desăvârșire, în momentul în care Dumnezeu este cel care inițiază postul, iar Dumnezeu este desăvârșit, postul nu are cum să fie altminter decât desăvârșit. Sigur că orice carte are un parcurs al ei și nici această carte nu face excepție. Spuneam că am pornit demersul în urmă cu vreo 8 ani de zile, după ce aveam deja câțiva ani de parcurs materiale, bibliografie și așa mai departe, fără să fi gândit vreodată că o să scriu ceva despre nutriție și sănătate, dar am început să scriu. La momentul acela am lăsat-o așa, după ce am terminat prima parte a materialului, după care am mai scris ceva în urmă cu vreo 3 ani de zile, ca urmare a vizitei pe care mi-au făcut-o o familie cu probleme foarte mari de sănătate. M-au rugat să-i ajut și atunci am mai compus un capitol. Și într-un final, anul acesta, cred,
sau la sfârșitul anului trecut, o maică, este mie apropiată, de undeva din zona Moldovei, m-a rugat să-i dau materialul, să-l citească și ea. Știa că am scris un material despre post, despre nutriție și a zis, dă-mi și mie să citesc. Și după ce a citit, a zis, da, de ce nu faci carte? Pentru că eu am citit-o cu creionul în mână. Și am zis, măi, e o chestie modestă, nu sunt specialist, nu sunt nici medic, nu sunt nici, nu am pretenția de nutriționist. Nu, e foarte bună, credem. După aceea i-am dat-o doamnei doctor Damaschin să o citească și am zis, dacă dânsa o să zică un dat jumătate de glas măcar, atunci așa va fi. Și, mă rog, a făcut mai mult decât atât, mi-a scris prefața, eu citisem cartea dânsei Postul de voie și Postul de nevoie și consider că este cea mai bună carte despre post pe care am citit-o eu. Și în momentul în care două persoane mi-au spus, dar cere și tu cuiva să-ți facă o prefață, și eu mă gândeam, cui să-i cer să-mi facă o prefață, că mă cunosc bine și cu domnul doctor Pavel Chirilă și cu doamna doctor Damaschin, dar dânsii sunt niște uriași în domeniul sănătății, în domeniul medicinei, cu rezultate excepționale, au vindecat atâția oameni. E aici doamna Damaschin? Nu. Nu, pot să spun că eu cunosc personal oameni pe care i-a vindecat. Am zis să nu-i spun, că după aia se supără că o laud dacă e de față, dar știu precis oameni pe care i-a vindecat și din boli foarte, foarte grave. Deci se poate, ori ca să te adresezi unei astfel de personalități să-ți fac o prefață, mi s-a părut un pic prea mult. Și atunci am drăznit editorul, de fapt, să-i ceară prefață doamnei Damaschin și iată că apare aici această prefață. Eu am pornit de la observația că oamenii de multe ori reușesc să se vindece de tot felul de boli, unele chiar foarte grave, dar se întâmplă că după o perioadă de timp boala lor revine, ceea ce înseamnă că ceva nu e în regulă acolo. Și în momentul în care oamenii aderă la ideea de post, șansa de revenire a bolii este mult mai mică. Omul se raportează altfel la viața lui în momentul în care postește. Postul nu este doar un regim alimentar sau, cum bine zice doamna Damaschin, un sport gastric. Postul este ceva extrem de complex, este acum că suntem în perioada postului Paștilor, este un pelerinaj pe care omul face, dar în general postul este un pelerinaj spre, aș îndrăzni să spun o vorbă a părintelui Arsenie Boca, un pelerinaj spre acasă. Pentru că omul în perioada postului, așa ar fi firesc, îl caută pe Dumnezeu. Și spună, poate mă ajută părintele Cezar, că nu mai știu care sfânt a spus, căutându-L pe Dumnezeu, te descoperi pe tine. Și în momentul în care te descoperi pe tine, îți descoperi gândurile, vezi care sunt vorbele, care sunt faptele, cele care te pun într-o postură care este oarecum nefirească față de matricea aceea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și care este bună foarte. Și astfel, în clipa în care tu reușești să fii atent la vorbele, gândurile, faptele tale, atunci ai și o șansă în plus de a fi sănătos atât sufletește cât și fizic. Ori de asta postul are valențe terapeutice. Acum vă spun așa, poate nu e frumos ceea ce fac, dar în cadrul facultății de la Babeș Bolyai acolo, în momentul în care i-am scris lucrarea, cum era ea la vremea aceea? Alta decât, da, în mare era cam la fel, despre post și valențele terapeutice ale postului, o doamnă doctor, conferențiar, doctor, universitar și nu știu ce, îmi spune, hai domnul Filip, ne spui nouă că postul are valențe terapeutice. Și eu atunci m-am gândit, m-am necăjit foarte tare, pentru că mi-a scăzut și nota, așa, dar nu asta a fost ideea. Mă gândeam, dom'le, eu fac efortul să vin până aici la Cluj, la cursuri,
nu punem la socoteală costurile și așa mai departe, și absolut toți profesorii erau extraordinar de bine pregătiți. N-am niciun comentariu aici. Dar ceva nu dădea, pentru că practic se vedea că nu se pupă lucrurile. De ce? Pentru că doamna respectivă, care m-a luat pe mine peste picior că postul nu are valență terapeutică, cum să le spun lor așa ceva, eu m-am dus la curs și ea nu putea să țină cursul pentru că era într-o hipertensiune și era și supraponderală. Și am zis, păi cum ne înveți pe noi despre nutriție dacă nu te descurci cu viața ta? Mi-am pus întrebarea atunci. Să mă ierte Dumnezeu că suntem în post și am ridicat problema asta, probabil că nu e potrivit, dar vreau să spun că atâta vreme cât te raportezi corect la post și îl înțelegi corespunzător, ai toate șansele să fii sănătos și postul într-adevăr să aibă valențe terapeutice. Ceea ce vorbeam cu doamna dr. Damaschin mai devreme, înainte de a urca, exact asta spunea și dânsa. Câtă vreme tu nu te raportezi corect la post, rămâi la ceea ce ziceam, la regimul alimentar sau sport gastric, cum folosiți acest termen foarte bine. Eu cum am ajuns aici? Ce să vă spun, în urmă cu vreo 16 ani, eram un om obișnuit, mare consumator de carne, până într-un moment în care am ajuns la medic și am apucat să văd ce scria acolo și am întrebat-o pe doamna doctor, mai avem ceva de făcut sau ne pregătim? Și a zis, dragul meu, te-aș ruga începând de astăzi să nu mai mănânci proteina animală. Și eu am zis, cum adică să nu mai mănânc carne? Și a zis, nu, nici măcar lapte, brânză și produse derivate. A fost un șoc, evident, dar am luat decizia să mai adaug zile vieții mele și din clipa aia n-am mai mâncat deloc proteină animală timp de vreo 15 ani. Acum, dezavantajul a fost că pe mine nu m-a învățat nimeni cum să fac treaba asta, cum anume să leg lucrurile încât să fie o alimentație totuși variată, dar și completă, pe de-o parte, dar mi-a mai luat ani de zile să înțeleg că, de fapt, indiferent ce mănânci tu, totul trebuie să raportezi la Dumnezeu, la Hristos. Câte vreme tu nu te raportezi la divinitate prin tot ceea ce faci și nu-ți iei binecuvântare pentru tot ceea ce faci, nu vei avea șanse ca să fii stabil, atât trupește cât și sufletește. Și atunci, de asta se întreabă mulți, hai Dumnezeu, n-ai văzut că aia din biserică sunt mai bolnavi? Sau... Da, dar e din economia lui Dumnezeu, poate nu toți, poate unii. De ce? Pentru că oamenii au zbatere lăuntrică, au căutare, ei vor ceva. Și faptul că nu sunt într-un echilibru e tocmai pentru că n-au găsit această stabilitate duhovnicească, aș îndrăzni să spun, și pentru că nu sunt orientați încă în momentul acesta. Dar asta arată și dragostea și mila lui Dumnezeu față de ei, că până la urmă ei totuși sunt într-o căutare. Da? Sunt pe drum. Sunt pe drum, da. Ei sunt cumva pe cale, în felul lor. În această carte, eu am, pe de-o parte, pot să spun așa, am scris-o pentru mai multe categorii. În primul și în primul rând pentru cei din zona duhovnicească, găsesc aici informații, nu că nu le-ar avea, dar ele sunt condensate. Am făcut un parcurs al postului, dacă vreți, de la începutul sau începuturile lui, în plan duhovnicesc mă refer, pe de-o parte, și până astăzi, dar și în plan omenesc. De unde a plecat postul în urmă cu 100 și ceva de ani, mă refer aici la postul cu apă, și parcursul lui până în zilele noastre. După aceea am adresat cartea și celor cărora le plac poveștile. Am înglobat aici o poveste pentru oamenii obișnuiți care vor să citească o poveste, și povestea aceasta a postului, îndrăznesc să spun că este una foarte atractivă. Apoi m-am adresat medicilor și oamenilor de știință care vor să găsească și ceva
argumente științifice și le găsesc din plin aici, de asemenea, și apoi am aplicat, am adăugat un capitol special de recomandări pentru absolut toată lumea, cum să facă să le fie bine, dacă doresc, și în ultimul rând, pentru cei doritori, am adăugat și un număr de rețete. Vă mărturisesc că nu le-am numărat, decât după ce am trimis cartea la tipar și am constatat că sunt 33 de rețete. Da, între care trebuie să vă spun că am trecut rețete și de la bunul nostru prieten, Marcel, de aici, de la Curtea Brâncovenească, tocmai ca un gest de recunoștință pentru prietenia pe care o avem de atâția și atâția ani de zile. Deci aveți și rețete de la Curtea Brâncovenească aici și acum, Marcel, îmi pare rău, nu o să mai mănânce la tine aici în restaurant rețetele, că o să le fac acasă. Dar n-am trecut decât foarte, foarte puține. În parcursul acesta de care vorbeam, al cărții, al postului pe care l-am relevat aici, am inserat destul de multe texte scripturistice și din Sfinții Părinți, tocmai pentru a aduce argumente în ceea ce privește importanța postului și însemnătatea lui în plan duhovnicesc, pentru că lumea de multe ori se raportează, cum spuneam, la post doar ca un demers alimentar. Dom'le, ar fi bine să nu mâncăm, nu știu ce, proteină animală, să spunem, dar să înlocuim totuși brânza cu tofu, cârnăciorii cu cârnăciori sau cremvuși de post și așa mai departe. Ori în post știm că e preferabil să se mănânce ceva mai puțin, uneori poate deloc, sunt zile de ajunare totală și în felul ăsta omul reușește să se apropie mai mult de Dumnezeu. Asta este ceea ce pot să dau și eu ca mărturie, pentru că în momentul acela de care pomeneam, în care a trebuit să iau o decizie, n-a trecut mult, să știți, și în sfârșit am reușit să mă apropii și eu de biserică. Pentru că nu aveam nicio legătură cu biserica atunci când mâncam greu. Asta mi se pare o observație foarte importantă, pentru că nu este doar mărturia mea, este și mărturia pe care mi-au dat-o și alți oameni, că atunci când au început să țină post, au reușit să se apropie de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu le-a îngăduit o încercare în viața lor, și am ultima mărturie de ieri, cu o familie cu probleme foarte, foarte grave, și în câteva luni au început să meargă la biserică, să se apropie, să facă ceea ce ar fi putut să facă de la început. Și eu sunt convins că se va face bine omul, dar a avut nevoie, iată, de un mic ajutor, să spunem. Dumnezeu mi-a îngăduit să întâlnesc un om providențial, pe domnul Dan Dumitru Lucinescu, cu care am făcut Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. După aceea am întâlnit oameni excepționali, de la doctorul Iosif Niculescu până la părintele Iustin Pârvu și mulți și mulți, mulți alții. Deci a fost suficient ca eu să fac un gest și Dumnezeu mi-a dat mult, mult, mult în plus. Dar vedeți, în situația în care am fost pus, eu n-am ținut un post de voie. Am ținut un post de nevoie, cum iarăși bine spune doamna doctor Damaschin. Deci am fost forțat. Și cazuri de genul acesta știu nenumărate. Dar în toate știu că poveștile s-au încheiat frumos. Frumos în sensul că oamenii s-au apropiat de Dumnezeu semnificativ. Sigur că cel mai dramatic pentru mine în plan omenesc a fost cel al tatălui meu, care nu a vrut să audă de biserică 75 de ani de zile, care nu a vrut să renunțe la mâncarea grea și căruia Dumnezeu i-a îngăduit o boală în stadiu terminal, așa l-am descoperit,
și în momentul acela, plus că făcea numai așa cum dorea, cum gândea, nu asculta de nimeni, și în acele ultime clipe eu l-am întrebat, tată, n-ai vrea totuși să încercăm și altfel, să facem cum? Zic, uite, ți-aș propune o săptămână să nu mănânci nimic, doar să bei niște sucuri de legume pe care ți le fac eu. Și spre surpriza mea uriașă, el a zis, bine, facem cum zici tu, că e bine orice spui tu. A fost o mare surpriză, a făcut treaba asta, mie mi-era milă de el, la un moment dat îl întreba, mergând așa, cât mai putea să meargă, aproape că nu mai putea nici să meargă, și îl întreba, nu, dar ție nu ți-e foame? Și el avea și un simț al umorului extraordinar acum, așa, în starea aia, zice, tată, păi când mi-e foame, înghit și eu odată și zic că m-am săturat. Și tot așa și tot așa, vedeți, a avut loc o transformare uluitoare, pentru că el într-un parcurs de timp foarte, foarte scurt a trecut de la refuzul total al celor sfinte și depărtarea voită de Dumnezeu și de biserică la o apropiere extraordinară, extraordinară. Îl întrebam, ce poți să mai spui acum de Dumnezeu, el care nu vrea să audă? Și zice, tată, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea lui că existăm. Știți ce vorbe sunt astea? El era un fără carte, dar cuvintele astea sunt aproape identice cu cuvintele Sfântului Antonie cel Mare din Filocalia, numărul, cred că 1, pe care eu nici măcar nu știam atunci. Eu nu știam de cuvintele astea, le-am descoperit după vreo 2 ani de zile și am rămas uimit unde poate ajunge un om când face cele ale lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el a devenit ca un copil, deci a făcut ascultare în momentul acela, nu mai era cel de dinainte, era ca și un copil pe care ai fi vrut să-l ții în brațe, așa-l simțeai. Și în clipa aia Dumnezeu i-a dat har nemăsurat. Vorbea lucruri teologice, el nici n-auzise că există filocalia, spunea de exemplu, acum când Dumnezeu m-a readus din nou la viață, el era moribund aproape, dar de când Dumnezeu m-a readus din nou la viață, vă dați seama ce postură, ce ipostază, ce nivel de înțelegere extraordinar și multe și multe alte lucruri pe care le spunea de natură duhovnicească și care pe mine, mie mi-au dat foarte mult și de înțeles, dar și de învățat în acel interval de timp. Mai am o prietenă care bolnavă de cancer fiind, tot așa a intrat pe post, s-a apropiat de biserică, a trecut de la germen de grâu, apoi germen de grâu cu miere, cu nuci și atât am reținut de la ea, că nu exista să înghită un dumicat, doamna doctor, că tot vorbeam asta mai devreme, până nu spunea de 50 de ori Tatăl nostru, nu că să-l mestece de 50 de ori, de nu știu cât ori spunea Tatăl nostru. Și ușor, 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 ușor a ieșit din impasul acela și slavă Domnului că astăzi are aproape 70 de ani și este sănătoasă. Vorbim de o boală care s-a întâmplat cu 30 ceva de ani în urmă. Cazuri din acestea, ce să vă spun, sunt multe cele pe care le știu eu și care au avut rezultate ca urmare a postului. Aș vrea să vă dau un singur caz de post de voie de data asta, al unui bun, bun prieten și foarte drag mie, care este și teolog și el bolnav fiind, s-a rugat la Dumnezeu să-l facă bine, măcar pe perioada postului, ca să poată ține și el post, să nu-l mai chinuie ulcerul pe care l-a avea. Și Dumnezeu l-a făcut bine strict pe perioada postului. Deci el poate să țină postul închinat lui Dumnezeu, după care are din nou ulcer în afara postului. Deci este o modalitate, nu știm noi cum anume lucrează Dumnezeu, dar iată că Dumnezeu răspunde cu precizie fix cererii tale. El nu i-a cerut mai mult de atât, nici Dumnezeu nu i-a dat mai mult. Așa încât
cred că mai multă pledoarie pentru post nu are sens să vă fac. Eu am în minte permanent cuvântul Mântuitorului, care spune că acest neam de demon nu iese decât cu rugăciune și cu post. Și atunci, în condițiile astea, nouă ce ne rămâne decât să ascultăm cuvântul Mântuitorului, să ținem post și să ne rugăm. Și avem o șansă să ne fie bine. Cartea de ce mai este utilă? Pentru că trăim niște vremuri delicate, tulburi. Și pe mine m-au învățat oameni care au știință de sociologie, de psihologie și așa mai departe, că dacă am fi puși într-o situație foarte gravă la nivel mondial, oamenii ar claca, în primul și în primul rând, gândindu-se că nu vor avea ce mânca. Și în momentul în care noi deja mental suntem pregătiți, pentru că am făcut exercițiul acesta în viața noastră, de asta ne mâncați o zi, două zile, trei zile, șapte zile. Am avut, duminică, am făcut lansarea în București și am avut lângă mine doi postitori, preoți amândoi. Unul a fost, de fapt, unul dintre germenii care au dus la pornirea acestei cărți, pentru că m-a rugat să vorbesc când s-a întors dintr-o tabără din aceasta de post de o săptămână cu trei zile de revenire, post cu apă, și era atât de marcat și de fericit de el. Mă vedeți cum arăt, gândiți-vă că sunt obez față de el, deci foarte subțire omul, și totuși a fost la limită ca să-l primească sau nu acolo, dar l-au primit și a ținut acest post de o săptămână. Și efectiv era foarte, foarte încântat. Celălalt părinte avea disponibilitate, ca să zic așa, nu excesiv, dar totuși avea, și a zis, hai să țin și eu post o săptămână. După o săptămână, simțindu-se bine, a zis, mai încerc încă trei zile și încă trei zile și încă cinci și încă, hai că dacă au trecut două săptămâni, poate mai merge una, și s-au făcut 50 de zile. 50 de zile post apă. Și asta s-a întâmplat în postul Crăciunului, deci ultimul post, și acum a zis, domnul Cristian, eu vreau să-l țin și pe ăsta. Eu, care sunt promotor al postului, am spus, părinte, s-ar putea să nu fie prea bine unul după altul, la interval de 3 luni de zile, ții câte 40, ăsta are 49 de zile, nu postul Paștilor, e cam mult. Și am negociat și în final mi-a promis că o să-și lase ultimele două săptămâni de revenire ca să poată să mănânce și el ceva de Paște. Pentru că postul cu apă presupune obligatoriu o revenire după aceea, care trebuie făcută într-un anumit ritm, în așa fel încât să nu-ți dai peste cap sistemele, organele interne. Eu m-aș opri. Ceea ce m-aș bucura foarte mult, ceea ce m-ar bucura foarte mult ar fi ca să recomandați cartea. Cred că poate fi o carte utilă, oricui ar avea-o în casă, s-ar putea folosi de ea și din orice punct de vedere ar privi către această carte, cred că ar fi fie plăcută, fie utilă. Cred că în final eu mi-am notat o idee la un moment dat. Pe care ar trebui să o și găsesc. Da. Ideea este că, deși mi-a aparține, iată că nu mi-am amintit-o, cred că postul, în final asta vreau să spun, că postul este știința perfectă a lui Dumnezeu, este știința perfectă a lui Dumnezeu de a-l apropia pe om de el, de Dumnezeu. Asta e ideea pe care aș vrea să, cu care aș vrea să închei această prezentare, și să mai aduc ca un argument în plus un cuvânt al părintelui Arsenie Boca,
de cer, pentru că, așa cum spuneam, postul este cel care ne așează și gândurile și stările noastre. Și Părintele Arsenie Boca spunea că dacă până nu vom ajunge de aceeași părere cu Dumnezeu despre viața noastră de aici și despre cea de dincolo, nu vom avea nici pace în suflet, nici sănătate în trup. Mulțumesc frumos! Dacă aveți întrebări, poate... Marian, ne-am încadrat, ești... degajat. Da. Pentru, eu știu, pentru cei care... poate ar gândi să încerce măcar o idee de post. Și le teamă pentru că nu s-ar putea angaja la 40 de zile, să spunem, sau 30 sau 20. Eu am dat aici exemplu de clinici unde se practică postul. Nădăjduiesc ca, eu știu, într-o zi, poate cât de curând, să avem și în România o astfel de clinică în care se ține post cu apă. Dar pentru cei care ar avea tendința asta, dom'le, hai să-mi testez și eu limitele, să văd până unde pot să merg. În clipa asta, în România, se ține post cu apă de o săptămână, spuneam, cu 3 zile de revenire, undeva prin zona Vatra Dornei, de către Cezare Lisei. Omul e foarte cunoscut și face, din punctul meu de vedere... Mai țin și alții. Mai țin. Spre Ploiești este o clinică a dentiștilor sau nu știu. Așa. Spre Ploiești? Da, da, da. Și țin post cu apă? Da, da, da. Era la Câmpina, a doctorului Doru Laza, care între timp s-a transformat, dar nu se ținea cu apă, țineau 3 zile cu... M-am dus și eu acolo, am discutat cu domnul doctor Pavel Chirilă și am zis, domnul doctor, vreau să mă duc acolo în recunoaștere, că vreau să facem și noi o clinică ortodoxă. Nu, m-am săturat de ăștia adventiști, au peste tot, aveau vreo 3 în momentul ăla. Și m-am dus acolo să studiez situația. Și a fost foarte interesant, așa n-am putut să stau tot parcursul, că deja mă disperaser, adică aveau de-alea lor, în fiecare zi se adunau dimineața și povesteau de... Domnul Filip, dar dumneavoastră de ce nu veniți? Păi nu vin, că e despre altceva. Și nu eram prea adânc așa în biserică. Și am zis, dar eu dacă vin vorbesc, păi veniți să... Nu, că vă încurc lucrurile pe acolo, vă deranjez treaba și nu are rost. Și până la urmă am plecat. Dar făcea o treabă destul de bună și acolo, dar nu era cu post cu apă. Cezar face, mai este o, cred că, doctoriță, Andreea Curduhus, la Târgoviște, care monitorizează, sunt grupuri acum, dar sunt grupuri care țin 3 zile, 5 zile, maxim o săptămână, dar ea are capacitatea să țină 5 zile fără apă, deci ține post negru-negru, 5 zile, după aia trece pe apă un număr de zile, după aia iar face fără apă și tot așa în parcursul celor 40 de zile. Și post de post ea asta face. Dar e grozavă. Mai e un părinte la Ploiești care ține fiecare post cu apă, tot așa, și mai sunt câteva persoane în țară, dar locuri unde să se facă și clinici dedicate, nu știu. În Rusia, de exemplu, media postului este de între 20 și 30 de zile și ei îți povestesc concret de ce boli se vindecă oamenii, cum se repară, cu tot felul de neajunsuri care se remediază ca urmare a postului cu apă. E o idee foarte interesantă pe care am găsit-o, anume că se spune foarte mult că postul vindecă și cancerul, postul cu apă, da? De 40 de zile. Ideea poate fi validă, dar nu e 100% valabilă pentru toată lumea. Și atunci problema este că cei care au cancer și țin post, este posibil să aibă nevoie de ciclicitate, deci să facă măcar de 2 sau de 3 ori acest post de 40 de zile și nu poți să-l faci la interval de o săptămână, 2, 3, 5, îți trebuie ca să se recupereze omul un pic.
Și se poate asta doar dacă omul mai are ceva resurse, ceea ce vorbeam un pic mai devreme, că dacă omul nu are resurse, s-ar putea să nu poată să țină post nici... Eu vă dau exemplul meu propriu. Eu am stat nemâncat, nu mai știu, 7-10 zile cât a fost, dar eu am făcut teste pe mine ca să știu ce povestesc oamenilor, că nu poți să scrii și să vorbești în general dacă nu ai testat tu pe tine. Și pot să vă spun așa, că mie doctorița mi-a interzis clar să nu mănânc. Adică tu n-ai voie să nu mănânci. Tu ești obligat să mănânci, ba chiar m-a trimis la un moment dat la duhovnic să, să cer binecuvântare, să mănânc și înainte de Sfânta Liturghie. Ori asta eu n-am îndrăznit, nici nu mi-a trecut până în cap să-l întreb pe părintele duhovnic dacă... Pentru că văd mărturisesc că mă simt bine când nu mănânc. Deci dacă nu mănânc, mă simt bine. Și asta vorbim sigur de duminică, de... A, că m-ați găsit deshidratat, aia da, se poate, că dacă nu mănânci, nici nu bei înainte de Sfânta Împărtășanie și... Înainte a făcut o analiză și era deshidratat, adică de aia spune. Da, da. Da. Dar, ca să ne... De fapt, eu ce vreau să spun, că pentru cei care, cărora le-ar trece prin minte să facă încercarea asta cu postul, există, a existat, mai bine spus că nu mai e, s-a dus la vreo 90 ceva de ani, doctorul Paul Bragg din America. Doctorul Paul Bragg este unul dintre cazurile acelea la care probabil că se referă doamna doctor, care, fără să fie ortodox, el descoperă creștinismul ajungând într-o mănăstire și îl frapează modul în care mâncau sau nu mâncau călugării și își dă seama că e o legătură între acest post și starea lor de elevație spirituală și face precizarea asta undeva. Doctorul Paul Bragg, și aici este, eu știu dacă vreți, ideea pe care vă transmit, că el în tinerețea lui a avut o viață obișnuită într-o fermă din Statele Unite, a mâncat tot felul de porcării, s-a umplut corpul cu, și a trebuit să ia niște medicamente și s-a intoxicat. La un moment dat și-a dat seama că postul este bun. Și ce făcea? O zi pe săptămână nu mânca nimic. Și asta vă recomand cu îndrăzneală tuturor, ca o zi pe săptămână să nu mâncați. Aia probabil că cea mai potrivită pentru noi ca ortodoxi ar fi vinerea, desigur. Beți apă, beți sucuri, dar puteți să postiți. Dacă vrem să fim așa foarte... Vă dați seama că vă scade și factura la alimente cu... un anumit procentaj, dacă nu mâncați vinerea, nu mâncați nici miercuri dimineață, nu mâncați nici duminică dimineață. Țineți și joi. Aia deja, da. E, Paul Bragg ce a făcut? O zi pe săptămână nu mânca deloc. Și din 3 în 3 luni, că el nu avea reperul ăsta al posturilor, din 3 în 3 luni, nu mânca între 7 și 10 zile. Deci doar apă. Și a spus așa, că asta poate să țină oricine. De asta și Cezare li se-i face cu oamenii. La el, media de vârstă a celor care sunt la el în tabără e 50-70 de ani, să știți. Dacă aveți semne de întrebare, cei care ați trecut, sunteți la plus 50, să știți că majoritatea celor care merg la el în tabără sunt exact în intervalul ăsta de timp, de vârstă. Și el spune că 7 zile, 10 zile nu ai o problemă să nu mănânci. De la 7-10 zile în sus ar trebui să te verifice un medic. Și aici mai deschid o paranteză la multiplele paranteze. Știți cât este intervalul cel mai mare în care un timp un om n-a mâncat în viața lui? Consecutiv. 382 de zile. Un scoțian care avea 200 și de chile și a zis că el nu mănâncă până în momentul în care ajunge la greutatea corectă. Și de la 207 a scăzut până la 82. Când a ajuns la 82, s-a oprit și a fost unul dintre puținii la care nu s-a manifestat efectul yo-yo, adică acela de revenire sau creșterea greutății și mult peste ceea ce a avut înainte. Deci trebuie sub supraveghere medicală, îi mai dădeau când și când niște minerale, niște electroliți, ceva, dacă simțeau că e nevoie, dar el a putut să stea 382 de zile fără mâncare. Și doctorul Paul Bragg spune așa, ca să nu ai nicio apăsare, că stai prea mult, că 20 de zile, 30 de zile, 50 de zile, fă din 3 în 3 luni, între 7 și 10 zile. Ori noi,
Voi vă dați seama, deci din 3 între luni înseamnă de 4 ori pe an. El vorbește trimestrial. Și noi tot așa avem 4 posturi pe an. 4 posturi. 2 mai mari, 2 mai mici. Și acum nici nu știu câte zile are anul ăsta postul Sfinților Apostoli. Probabil că nu foarte mult, ținând cont că e trecut de 15 aprilie. Dar asta este ideea. Dacă ați putea în fiecare săptămână, o zi, după care, când vreți să tindeți către săptămâna aia de post, să o luați, uite cum a făcut doamna doctor, a recomandat unei paciente și e foarte bun asta. Măi, ține și tu post miercurea și vinerea. Miercurea și vinerea. Păi, înaintașii noștri, gândiți-vă că ei nu mâncau deloc miercurea și vinerea, tu poate știi, Dorel, că, na, așa, și dădeau la coasă, și munceau, și făceau toate alea. Miercurea și vinerea nu mâncau, cel până seara măcar. Asta putem să facem și noi. Vă dați seama că dacă de marți seara până miercuri seara eu nu mănânc, am un post de 24 de ore. Dacă nu mănânc de joi seara până vineri seara, am un post, încă un post de 24. Dacă o duc și până sâmbătă dimineață, sunt 36 de ore. Într-o săptămână. Mai am cele 18-17 ore câte sunt de sâmbătă până duminică, după Sfânta Liturghie, și în momentul ăla vă garantez că altfel arată fiziologia noastră. Asta pe de o parte. Ce a făcut doamna doctor și e foarte, foarte bună ideea, i-a recomandat acestei paciente, grav bolnave de altfel, după ce a ținut miercurea și vinerea, să-l lege și cu joia. Și astfel femeia avea 3 zile în care corpul, sunt convins că doamna doctor poate să povestească mult mai bine, dar se produce acea autofagie în care începe corpul să mănânce în primul și în primul rând ceea ce nu are toxinele alea și tumori și așa mai departe, de care corpul nu are nevoie. Și pe tine te scapă de un balast care nu ți este de folos în niciun fel și ești bine, mersi. Eu astăzi probabil că dacă nu respectam ce mi-a zis doamna doctor acum 16 ani, nu mai eram în fața dumneavoastră, dar îi dau slavă lui Dumnezeu că am ajuns aici să ne bucurăm împreună de astfel de momente și vă mulțumesc. Îi mulțumesc și lui Dumnezeu. Da. Ce faceți? Atacați! Eu am o întrebare. În legătură cu apa alcalină, scuze, dacă este recomandat, de exemplu, dacă încercăm să facem trecerea o zi, două, pe săptămână, cu post numai cu apă, dacă este de recomandat să bem apă alcalină sau apă... Eu cred că dacă aș da un răspuns acum aș fi destul de... obraznic să vorbesc în fața doamnei doctor. Nu pot vorbi decât din experiență proprie și din ce am auzit. Eu acasă am un aparat Kangen, așa, îl am de foarte mulți ani. Marian, înțeleg că exact această prezentare o va face după ce noi vom încheia aici. Este un aparat excepțional. Dar eu am înțeles că nu e bine să bei continuu apă alcalină, dimpotrivă. Dar aparatul Kangen, care curăță foarte, foarte bine apa, îți face apă și cu pH 7. Și probabil că în cea mai mare parte a timpului acea apă este potrivit să o bei. Cred că cel mai bine îți spune corpul. Soția mea bea multă apă Kangen și de la un moment dat a renunțat la 8,5 sau așa și se limitează la pH-ul neutru, știi? Și eu tot pe ăla beau. Eu v-am întrebat pentru că mi-a spus că am avut 2-3 zile apă alcalină și nu mi-a fost bine și m-am gândit poate până se adaptează corpul la apă alcalină, dar am renunțat că nu... Apa alcalină, din ce am înțeles eu și doamna doctor poate să mă corecteze sau să completeze cum consideră de cuvință, este foarte, foarte utilă persoanelor care au tendință carcinomatoasă, să spunem, sau chiar au cancer. Altminteri, iarăși, este o apă bună, dar nu pe termen lung.
eu am tot cercetat de-a lungul vieții, fiind curmonitor așa, și ajuns prin Italia la un medic român, excepțional, genial omul, când i-am vorbit de apă alcalină, m-a certat. Ai, domnul Fii, să nu mai puneți întrebări de asta, că aici nu stă nimeni de vorbă cu dumneavoastră. Apa pe care trebuia să o bea omul trebuie să fie la 6,5 în mod normal. Deci aici, în Occident, așa susțin toți medicii. O întreb pe o prietenă, altă prietenă, doctor. Zic, măi, zic și mie, ce apă crezi că e bine să-mi dau omul? Pentru că noi eram într-un pelerinaj de prisloc, mi-a dat doctorița respectivă un răspuns, mi-a dat o palmă peste frunte. Zice, mă, dar tu ce apă crezi că este la izvorul părintelui Arsenie Boca la prisloc? Care pentru mine este una dintre cele mai bune din apă, din țară. Și zic, nu m-am gândit. Și nici în ziua de azi, nu știu ce pH are apa de la prisloc, nu știu ce pH are apa de la Bic, izvorul tămăduie Maica Domnului de acolo, nu Bic, altfel îi spune, în Bihor, îmi scapă acum. Deci nu știu ce să spun, cel mai bine fiecare să bea cum se simte confortabil, dar să bea o apă curată. În niciun caz apa eu pot de să la vă spun robinetul. Că ar fi bine să vorbiți cu duhovnicul, că el știe o apă foarte bună, cea mai bună posibilă. Păi nu e de râs. Da, 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 nu. Deci, nu știu dacă aveți asta, capitol sau uite, ați introdus, nu, exact, dar eu mă gândesc că dacă m-aș hotărâ să fac un post cu apă, eu aș bea aghiazmă. Și o zi, și 3, și 70, și câte mi-ar da Dumnezeu. În definitiv, nici nu costă nimic. pH-ul nu l-am inventat noi. Iar de rest nu mai vorbim. Dar, mă rog, asta e o chestiune care ține... Eu am îndrăznit să spun ceva pentru că cartea se numește, sau, mă rog, terapia se numește post. Nu poți să... Disociezi cuvântul de viața duhovnicească. Adică aș pune o întrebare care e retorică, dar nu mă supăr dacă discutăm. Există post în afara bisericii? Zic și eu. Poate exista post în afara bisericii? Nu răspund la întrebare, dar zic așa. Postul înseamnă binecuvântarea duhovnicului. Prima dată. Fiindcă postul nu-l ții cu puterea ta. Acum, să mă iertați, poate că ați scris asta și nu... Dar eu înțeleg lucrul acesta invers, pornind de la scop la mijloc. Postul e scop. Și repet, dacă e post, înseamnă că e limpede, e în biserică, nu poate fi în afara bisericii. În afara bisericii poți să zici terapie, poți să zici oricum. Dar fiind vorba de post, are componenta duhovnicească. Și atunci, pornind de la asta, postul nu te vindecă, postul. E o terapie care... Asta e un pleonasm, care vindecă. Terapia asta înseamnă, nu în sens de o terapie care te vindecă de moarte, nu de boală. Terapiile cu apă și toate terapiile acestea sunt nemaipomenite, că în definitiv ele sunt fiziologice, cum spunea doamna doctor. Asta, de fapt, însemna. Copilul fiziologic scade la naștere, are o scădere fiziologică care este de, nu știu, câteva 10%, nu știu, 200 de grame în sfârșit, după care se stabilizează, el trebuie să țină un repaus, de fapt, dar nu-i spune post. Dar este fiziologic, adică se vede că e de la Dumnezeu, e fire, e în firea omului, da? Asta înseamnă fi. Și atunci, însă postul, sau scopul postului este să te vindece de moarte. Fratele Cristian vorbea de clinicile adventiștilor penticostali. Ei nu țin post. Ei fac niște terapii, într-adevăr, interesante, performante, ne depășesc de departe, dar nu e post. Și te poate vindeca de cancer, dar nu te vindecă de moarte. Ceea ce e cu totul altceva în alt plan. Și atunci... postul are
capătă din deja o cu totul altă perspectivă. Sau dacă vreți, se adaugă o altă perspectivă, care este componenta duhovnicească. Că deși vei avea o hemoleucogramă perfectă, după un post de, s-ar putea să fie un ticălos. Și atunci, pe acest silogism simplu, că în definitiv Evanghelia este matematică, extrem de matematică, extrem de logică, postul ca mijloc te duce, are ca finalitate pocăința, care duce la smerenie, care duce la viață veșnică. Și atunci, postul înseamnă înviere, postul înseamnă că te vindecă de moarte. Asta e terapia împotriva morții. Că lupta noastră nu e împotriva bolii, măcar că toți vrem să fim sănătoși, dar toți avem aceeași boală. Și ce să vezi? Poți să trăiești 20, 50, 70, 120, dar declanșează boala care, pe care o numim moarte. Sau o numește știința moarte. Care însă în ortodoxie nu există. Atunci, cumva așa, adică așa, noi așa învățăm în biserică, știți? Restul, sigur că e o chestiune științifică, academică, care vine să observe, să se minuneze de puterea lui Dumnezeu. Că, în definitiv, postul nu e nimic altceva decât un dar al lui Dumnezeu. Efortul omului este un efort de voință, de consimțământ, și restul este darul lui Dumnezeu, toată puterea lui Dumnezeu, harul, de fapt, lui Dumnezeu. Și care schimbă și pH-ul, schimbă și face din o magmă negricioasă, din care sunt elementele, tot tablou, că apropo zilele trecute, acum 3 zile a fost sărbătorit ăsta care a făcut tabloul, Mendeleev. Așa. Deci, dintr-o pastă negricioasă, care, o magmă negricioasă care are elemente organice și anorganice, tot tabloul Mendeleev, la un cuvânt, alcătuiește o persoană, adică pe Lazar, de exemplu. Că Lazar era o pastă deja. După 4 zile. Da? Asta, faptul că mirosea, însemna procesul acesta tanatologic, în sfârșit. Deci, ăsta este, de aceea eu am îndrăznit să spun și am și spus, mi-am făcut cumva o mea culpa că eu necitind cartea spun lucruri, s-ar putea să spun prostii, dar eu zic că poate fi folosit, sau cel puțin eu așa aș folosi cartea, eu personal, dacă îmi dă o carte domnul Cristian Filip, eu o să o arunc ca o momeală. Eu nu sunt pescar, dar știu că se aruncă, nu știu, mămăligă, ceva și hap. Pentru că, în definitiv, cel mai sănătos om din lume ajunge pământ de flori. Și putea să țină toată viața nu post. Că dacă ținea post, n-ajungea pământ de flori. Regim. Și atunci asta este, deci partea, să zicem, partea a doua a discuției, după ce domnul Filip îl ia în undiță, nu-l pune în tigaie, ci îl pune, mie mi-a atras atenția, ceva absolut formidabil, care m-a uimit prin simplitate. Și cred că e de la Dumnezeu, deși vorbește un protestant sau neoprotestant, un american sau nu știu. Zice, ați văzut că animalele nu sunt obeze, nu fac infarct, nu fac AVC, nu fac cutare, decât cele care sunt ținute în casă. Adică, formidabil, prin simplitate. E dumnezeiască simplitatea asta, știți? Observație dar numai o minte care e iluminată de Dumnezeu să spun așa ceva, că eu puteam să mă uit 1000 de ani, nu înțelegeam de ce e obeză pisica, știți? E obeză pentru că ea, prin mimetism, seamănă cu mine, știți? Și nu numai că eu îi dau ce mănânc eu, ea că e bun. Înțelegeți? Deci, asta ca să
ne scoatem banii pe timpul pe care ni l-a dat domnul Marcel, că ne-a dat 2 ore și dacă au trecut o oră și 50 de minute, mai avem 10 minute, de 10 minute mai să ne scoatem banii. Cam așa, sigur că astea, lucrurile astea, de aceea am spus, de bine, de rău sau poate chiar mai bine decât mine, le știți, frățile voastre, că nu e un om aici care să nu fie în biserică. Așa. Deci 2 chestiuni, dacă fratele Cristian binecuvintează să spun, 2 chestiuni, aghiasma și binecuvântarea duhovnic. Binecuvântare nu avizul, da? Binecuvântare înseamnă binecuvântare, adică harul lui Dumnezeu care vine și peste capul și trupul și sufletul aceluia și harul lui Dumnezeu care vine, sfințește apa și din nou intră în... Și bineînțeles Sfânta Împărtășanie, care ar fi un capitol separat, pentru că postul în mod negreșit are ca finalitate și această chestiune, nu? Să zicem așa. Dar aici e o răsturnare cumva, adică eu pornesc cumva, na, trag și eu jarul sub ceaunul meu, că vreau să iasă mămăliga. Post înseamnă har. Când spui post, automat, bine, cel care nu știe din afara bisericii nu știe lucrul acesta, dar tocmai despre asta e vorba. Deci tu poți să îl ajuți pe un om să se restabilească fizic. Da? El fizic, după un post bun, o clinică bună, se poate restabili. Dar și sunt atâția. Ia gândiți-vă, atleți, manechine, toate manechinele, poate chiar și cele care au alte întrebuințări ale fizicului, ca să se țină până la 70 de ani active fizic, nu știu ce, arată foarte bine. Și vedem, iertați-mi cuvântul, babe, că în biserică nu există babe. Știți că eu vin de la Capela Tinerilor și noi nu avem în biserică bătrâni. Deci babe care caută tot felul de terapii ca să fie active fizic, ca să nu pronunți cuvântul și așa mai departe. Și sunt foarte sănătoase sau fac bodybuilding la 70-80 de ani. Dansează salsa, merengue, știu ce. Dacă îi faci, cum se cheamă, analizele, nu un set de analize, vezi, vedea că ficatul funcționează foarte bine, colonul e curat, suc de fructe cu tare. Și ce să vezi, că te întâlnești cu Hristos. Adică și acum iertați-mă, dar ce o să-i zic, că aveam aghiazmă mare și am căutat apă Evian, care e 13,50 lei, 750 de mililitri, că e adusă din un izvor cu o licență din București, pe undeva prin la o cișmea de acolo. Da, deci foarte important este lucrul acesta, mai cu seamă că suntem în post și că sunt și preot, în sfârșit zic și eu câteva cuvinte din zona asta. Dar în definitiv mă interesează foarte mult ca cel din fața mea sau cel care citește cartea asta sau alta, dacă ar fi cineva să mă întreb, după părinte, binecuvintez cartea asta, binecuvântat să fie ca cel care citește să se mântuiască. Chiar înaintea mea, că nu mă supăr. Și că toți să se mântuiască și toți, și după mine să se trântească ușa raiului, cum se zice. Nici mai contează dacă mai e niciunul, s-au mântuit toți, nici nu se mai contează lucrul acesta. Dar dincolo de asta, și apoi mai e ceva care e foarte important și asta, părinții vorbesc despre arc, părinte Sfântul Antonie, toți mari postitori, îmi vorbesc despre arc, care trebuie întins cu măsură, pentru că altfel și ca să poți, ai mei la biserică, fiii mei duhovnicești postesc așa. Eu le spun cum e postul. Uite cum e postul. Primele zile fără nimic, post negru, după aia apă, după aia cu tare, după aceea fără ulei, după aceea cu ulei, după aceea așa și după aceea nu mai există nimic. Adică mai jos de atât. Ei bun, și atunci te raportezi la grila asta, vezi unde ești. Până aici ești în post și te poți împărtăși, raportat la,
la faptul că te rogi. Deci dacă nu te mai poți ruga, e o problemă. Dacă din cauza faptul că întinzi arcul nu te mai poți ruga, e o problemă. Cu alte cuvinte, ăsta e un car de luptă, trupul. Așa se numește, un car de luptă. Un tank, să zicem, nu? Care cu cât e mai blindat, mai articulat, cu atât el duce ce este interior acolo, adică sufletul îl duce la izbândă. Atunci carul ăsta de luptă, sigur că da, el prin sine postul nu e mântuitor. Nu e mântuitor. Da, și atunci toate mijloacele trebuie adăugate. El, sigur, pentru o clinică, să zicem, un SRL sau un SA, este absolut minunat, mai cu seamă că probabil acolo ar fi icoane, nu? S-ar face o slujbă, o liturghie. Dar nu poți, dacă faci lucrurile acestea din puterea ta, ceva e în neregulă. Uitați, era un să zicem așa, undeva în Siberia, un tânăr care nu mânca deloc carne. Și postea foarte și a venit mama sa și i-a zis duhovnicului, ce mă fac cu el că... Nu mascul, nu mănâncă, e slab băț. Păi are energie, are energie. Învață, dar e slab băț. Mama, știi, trebuie să fie. Să-l pună la țâță la prima secundă. Și atunci duhovnicul i-a dat ascultare să mănânce. Făcea sute de metanii și a zis, nu, faci 3 metanii și mănânci ce-ți dă mama. Cum? Și dacă îmi dă de dulce, și dacă îți dă de dulce. Stai voi, faci ascultare. Și n-a pus. S-a smintit și a plecat. Adică un capitol ar fi de asemenea cu ce putere, cum și ce fel să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Dincolo de faptul că trebuie un nutriționist sau un medic, sigur că da, că poți să faci fel de fel, în sfârșit eu nu mă pricep, dar intuiesc câteva lucruri, mai ales 3 zile, 7 zile. Supravegherea duhovnicului, care tot timpul, cu cât postești mai mult, cu atât ai nevoie de sfat mai mult. Fiindcă, repet, postul faci cu binecuvântarea duhovnicului, care înseamnă chemarea milei lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și prin ascultare și tăierea voi tu primești har. Și al doilea lucru îl faci cu un scop, iar scopul este să ajungi la pocăință. Eu, de exemplu, am postit odată vreo 5 zile fără apă. Și asta sper să nu înregistrați. Eram la Sihăstria, undeva în munți acolo și am pierdut și o afacere bună atunci. Și chestia este că după ce am postit 5 zile fără, foarte liniștit, foarte duhovnicesc, a venit o babă să o duc de la Sihăstria, nu știu, de la Târgu Frumos. Și și-a băgat bagajele la mine în portbagaj. Și a plecat să mai fac o rugăciune. Și pentru că eu eram în business, fiindcă am întârziat vreo 2 ore la rugăciunea aceea, i-am dat jos bagajele din mașină și am zis, ia o matale curată, că eu am Mercedes. Adică, din ce putere am ținut postul? Când, la finalul acelui post, n-am putut să duc o babă care mergea în aceeași direcție cu mine, care poate m-a salvat de la vreun accident. Da. Înțelegeți? Așa că așa, eu așa înțeleg și cred că despre asta este vorba și nu e vorba de ce cred eu, e vorba de ce spun toți Sfinții Părinți în legătură cu arma asta, că postul este o armă. După cum și aici putea să scrie rugăciunea inimii, cale spre, nu știu, vindecare, tupea sufletea. Este tot o armă, o mitralieră chiar, cu multe gloanțe, cu nu știu ce. Trebuie să fie cineva care să învețe cum soții, care recul are. Și asta este duhovnicul. Nu că el știe sau că are autoritate numai decât, ci pentru că el, prin el lucrează Dumnezeu și fără să nici nu-ți dai seama ce ți-a zis și este binecuvântat. Și apoi asta, cumva n-am văzut nici la Cezar Elisei, nici la... N-am văzut chestia cu aghiazma. E un lucru foarte, foarte important. Deci aghiazma nu e apă.
Și mai e ceva, nu e interzisă. Și vă mai spun ceva, și aghiazma mare. Vă dați seama dacă ar putea să aibă neoprotestanții aghiazmă sau aghiazmă mare. Deci cu ce putere fac asta? Ca să fim foarte clari. Dar dacă ar avea și lucrul ăsta, n-au cum să-l aibă. Și dacă beau pentru ei apă, cu pH de care vor ei, le dă dracu un pH care nici nu există pe scală. Da? Și pocnesc de pot pocni de sănătate. Cam așa. Aghiazma, foarte, foarte importantă, un capitol cu mărturia ale Sfinților, are așa despre binefacerile apei sfințite. Și dacă vorbim de post în mod negreșit, și dacă vorbim de post cu apă în mod negreșit, aghiazmă. Așa, și eu spuneam fiilor duhovnicești să vă puteți ruga și doi, aghiazmă. Aghiazmă, anafură. Dacă ai băut aghiazmă și n-ai luat anafură, mai bei aghiazmă, poți să bei toată ziua, toată săptămâna, toată. Dacă ai luat aghiazmă, după aia e un pic de anafură, o bucățică, peste o oră mai e o felie de pizza, știi? Una, încă o anafură, și încă așa, și încă așa, și încă așa, în sfârșit. Dar dacă vrei să ții un post din ăsta și dacă chiar este să discutăm la nivelul ăsta, încă tu te împrinzi într-o luptă pe viață și pe moarte, pentru că eu așa înțeleg treaba asta, când ții un post fără apă, câteva zile, sau numai cu apă, mai multe zile, e o încleștare pe viață și pe moarte cu diavolul. Și cu lupii cei cugetători, care sunt și în tine și în afara ta, și atunci aici, fără ajutorul lui Dumnezeu, ești mâncat. Pe de o parte, s-ar putea să te pună în cap, ceea ce înseamnă că poți să te îmbolnăvești de ceva, sau să-ți dea o sănătate de pleznești, cum se spune, care să-ți aducă trufie și e mai rău decât dacă îngăduie Dumnezeu. Deci foarte mare atenție cu lucrurile acestea, cu armele, pentru că zic foarte mare atenție în sensul acesta că sunt atât de valoroase, atât de atenție, foarte mare atenție, adică concentrarea asupra lor, nu frică. Când zici atenție, zici că pe acolo sunt lupi sau e o groapă și caz cu... Nu am sensul ăsta atenție. Atenție, concentrat atenția asupra acestor lucruri, că scopul este să ajungi la lacrimi. Aia e apa care contează. Și dacă ai ajuns la lacrimi, atunci și-a atins. Eu vă spun ceva, și eu țin cât un post așa mai cu... Dar n-am ajuns la scopul postului. Și atunci e ca și cum... Da, dacă te duci acolo, ești mare, ești foarte mare în fața lui Dumnezeu, că te faci mic. Da, cam să mă iertați, că cred că a fost redundant. Este extraordinar ce ziceți. Eu, când am scris cartea, nu m-am gândit la postul cu apă, sau m-am gândit medical. Ce să mănânce ca să-i fie... Sigur. Naș. Deci nici nu abordez foarte mult și mă duc chiar pe aliment. Cam cum știu eu din practica medicală, din teoria medicală, așa. Dar la sfârșitul cărții, cred că am scris de 20 de ori cuvântul de încheiere și nu se lega nimic. Nu reușeam să... Așa. Noi în casă fim doi care scriu amândoi. Nu se lega nimic, așa. Și la un moment dat îmi vine cuvântul vindecare. Ei, de câte ori mi-ai fi spus eu cuvântul vindecare în vreo 40 de ani, la momentul ăla? Vindecare, din potir. Exact. În momentul în care am conștientizat cuvântul vindecare, ce semnificație are, de câte ori mi-ai fi spus în timpul facultății, după așa, cartea s-a încheiat. Deci cuvântul vindecare a reușit să încheie cartea. Dar nu cuvântul ca numai decât cuvântul în sine. Tot ce s-a întâmplat. Adică a curs cuvântul de încheiere fără niciun fel de problemă. Care este și acum prezent acolo. Este, da. Deci mulțumesc frumos pentru
Mulțumim Domnului, da, așa este. Maica Domnului. Maica că Domnului, ne-am că este potrivit cu adevărat. Uite, nu m-am gândit deloc să abordez tema asta acolo. Nu m-am gândit să o abordez nici măcar într-o conferință. Dar ați făcut-o dumneavoastră cu noi și mulțumesc și vă da prost. Să rămână. Ar mai fi ceva observație așa, mai mult de buclucaș, așa, că noi ăștia din Ortodoxie, Mântuitorul ne-a zis căutați, căutați, bateți, căutați și atunci... Să știți că postul, aud așa exegeza aceasta că postul este cel mai vechi și că nu, omul n-a fost chemat pentru post. Adică a zis, din toți pomii raiului puteți mânca. Adică desfătați-vă. Desfătați-vă pur și simplu. Postul a devenit post după cădere. Până atunci a zis ascultare. Sigur că are origine acolo, dar ăla nu e post. Dacă e să ne raportăm fără apă, fără cutare, fără cutare, da, asta e luptă, Domnule. Ce a zis? Referatul biblic spune așa. Chiar dracu spune că de aici vine dubitativul ăla. Zice, a zis el oare Dumnezeu că nu puteți mânca din toți pomii raiului. El a inversat raportul. Adică ce a făcut? A luat excepția, s-a legat de ea, cum se leagă câte un sectant de ăsta, de un cuvânt, o virgulă. Păi uite că cutare, cutare. Și te scoate de pe șine, te duci cu toate. Și Eva s-a apărat. S-a apărat. A zis, nu, 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 n-a zis Dumnezeu așa ceva. Dimpotrivă. Și repune lucrurile în situația, zice așa, nu, ne-a zis să ne desfătăm, din toți pomii raiului să ne desfătăm. Și acum vă dau o perspectivă, uite, un părinte care muncește săracul pe salariu minim, pe economie, se duce cu copilul lui la Carrefour, să zic așa, nu știu, să nu fie vreo, undeva, și sunt mii de fructe, nici nu știm să le citim denumirea. Și zice, uite copilul meu, din toate astea poți să mănânci. Din toate astea, alegeți ce vrei. Dar vezi că e un magazin acolo la un parter de bloc obscur cu niște frunze, cu niște plante, din alea să nu te atingi că negreșit vei muri. Și copilul se duce acolo. Frunze de coca, etnobotanice, bine, asta e o denumire care nu există. Este o invenție a diavolului. Da? Deci din toate florile, exact cum a făcut diavolul. Da? Și acum revenim la referatul Bibliei. Deci Domnul a vrut să stabilească un raport pentru că prima poruncă este așa și l-a pus Dumnezeu pe om în grădina raiului, cea din Eden, ca să o păzească și să o lucreze. Și asta este paza minții și Doamne Iisuse. Asta este porunca. Și să mănânce din toți pomii raiului. Acum, să mă iertați și frate Cristian, să nu cumva să înțelegeți greșit că eu acum răstom și zic oamenii au mâncat și nu știu ce. Nu! Dar inițial n-a fost așa. Pentru că un pahar de vin de 100 de mililitri nu face nimic la antibiotic, dar omul pentru că bea și al doilea, și al treilea, și al cincilea, normal că medicul a zis, nu e binecuvântat. Așa și cu asta. Deci pentru că omul n-a putut să-și taie voia și din dragoste să respecte cuvântul acela pe care îl a pus Dumnezeu, adică din toate bucurați-vă, dragii mei. Numai de aici să nu luați, iată că omul a ajuns și acum ce face? Este într-o încleștare pe viață și pe moarte, cu puterile potrivnice, cu el, cu diavolul și cu lumea. Și din încleștarea asta, dragii mei, sigur că este curge sânge. Chiar astăzi a fost apostolul pe care l-ați auzit când zice nu v-ați împotrivit încă păcatului până la sânge. Da? Adică e o luptă pe viață și pe moarte. Pentru ce? Ca să ajungi să fii activ, iertați-mă, sexual la 70 de ani, ăsta e Occidentul, să mănânce bine și să facă. Nu. Ci ca să birui moartea. Pentru că noi
suntem nemuritori. Asta este condiția noastră. Nemuritori. Și vă mai spun ceva. Postul acesta poate să te ducă direct, ați jucat piticot când erați mic, sau de asta, cum îi zice, Monopoly. Că zice, sari de la punctul 1 la punctul 50. Nu mai treci prin prăpăstii, prin nu știu ce zice. Cel ce crede în mine și în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte. Atenție! Nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci cine s-a mai mutat în toată teologia noastră? Nu. Numai Maica Domnului s-a mutat. Ceilalți n-au murit. Ilie și Enoch n-au murit. Dar cu restul toți au trecut. Adică se numește această trecere moarte. În Ortodoxie această trecere se numește Paște. Adică înviere. Da? Na, iertați-mă. Trebuie să evacuăm. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim noi fratelui Cristian. Cartea unde o găsim? La Marcel. Deci cartea se poate găsi de cumpărat la Curtea Brâncovenească. La Curtea Brâncovenească. Cartea se găsește la Curtea Brâncovenească, exact. Autograf. Autografele le găsiți azi. Deci astăzi avem parte de autograf. Da, da, da. Vă mulțumim mult. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea prea fericită și prea nevinovată și Maica Domnului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Terufimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Cel ce ne miluiește și ne hrănește din darurile sale cele bogate, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Am făcut rugăciunea, binecuvântarea ca la masă, pentru că cartea e o hrană spirituală. Și ne-am săturat din această hrană și vă mulțumim. Vă mulțumim. Eu vă mulțumesc că m-ați chemat.